Suntem din nou în direct la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Tema din această seară, de fapt, este o continuare a temei de data trecută despre etichete și etichetări. În viața de zi cu zi, tot timpul, punem etichete. Seara, când ajungem acasă, încercăm să dezlipim etichetele de pe noi pe care alții ni le-au pus. Ce sunt etichetele, așa, la modul extrem de fugitiv? Etichetările sunt un fel de generalizări pripite, grăbite, mă rog, care presupun și multe riscuri. Uneori generalizăm pornind, sau se generalizează pornind de la prea puține cazuri, alteori se generalizează pornind de la fapte nesemnificative. Cât de importante sunt etichetările în viața noastră? De pildă, o tânără, o adolescentă, nu, care are un eșec în dragoste, poate să ajungă să generalizeze pripit, să gândească toți băieții sunt răi, mai mult decât atât toți oamenii sunt răi, și de aici consecințe uneori extrem de negative. Invitatul meu din această seară este Emil Păunescu, muzeograful Emil Păunescu, unul dintre cei mai buni muzeografi din România. Bine ai venit, Emil Păunescu, la această emisiune. Vom continua, reluăm de fapt o discuție pe care am avut-o și noi mai înainte, dar pe care am purtat-o și cu domnul Dumitru Beanu vinerea trecută. Mi-amintesc chiar după zilele de decembrie 89, nu? Unii, dacă era etichetat comunist, o încurcai. Ca după aceea să se revină puțin, stai domne, că și eu sunt comunist. Sau dacă era etichetat terorist, cu atât mai mult, deși era absolut nevinovat. Etichetările sunt periculoase și au fost utilizate câteodată cu bună credință, dar de cele mai multe ori cu intenție, de oameni cu porniri malefice care au vrut să scape de eventual adversar sau de anumite persoane incomode, punându-le o etichetă infamantă sau o etichetă care într-un moment, mai dat exemplu, evenimentelor din decembrie 89, când cuvântul terorist, care era pentru majoritatea românilor un termen din dicționar, nu erau obișnuiți, fiindcă nici măcar terorismul acesta islamic din ultima vreme nu se deslănțuise în epoca aceea, ca atare suna extrem de fioros să fii arătat cu degetul ca posibil terorist. Celălalt termen pe care l-ai adus în discuție, termenul de comunist în condițiile în care se dorea o schimbare a regimului comunist, a fost manipulat de forțele ajunse la putere imediat pentru a-i atrage pe simpli membrii ai Partidului Comunist extrem de multă lume. Majoritatea salariaților erau membri ai partidului și care nu se făceau vinovați pentru dezastru în care ajunsese țara. Una era nomenclatura de partid, una erau zeloșii care pentru a atinge eventuale scopuri de mărire, de promovare, de așa, își turnau colegii, își îi îndepărtau pe eventualii rivali prin metode imorale, ascunzându-se după faptul că fac politica Partidului Comunist. Militanții care de-a lungul celor 40 și ceva de ani au recurs la lucruri ilegale chiar în regimul respectiv, nu mai vorbim de cele care din nefericire fuseseră legalizate într-un fel sau altul, care însemnau spolierea de proprietăți, etichetările că ești aparținător claselor exploatatoare, ceea ce însemna interzicerea unor drepturi elementare, inclusiv cel de a învăța.
copiii burghezilor, ai negustorilor, ai preoților, ai liber profesioniștilor, ca să nu mai vorbim cei care într-adevăr erau copii de aristocrați sau de oameni politici și așa mai departe, și care aveau părinții la închisori, la toți ăștia s-au trezit niște paria ai societății în urma etichetării dirijate, politice a regimului. În afară însă de aceste etichete istorice, sunt în viața cotidiană etichete pe care mai mult sau mai puțin conștient ni le acordăm unii altora, legate de comportamentul în societate, de gradul de inteligență, de, știu eu, anumite predestinări sexuale, spre exemplu. Mă scuz, Emil Păunescu, să revenim la aceste etichetări din viața cotidiană, să le zicem. Să revenim puțin la aceste etichetări istorice. De pildă, oamenii gospodari de la țară au fost etichetați drept chiaburi, chiaburi având o conotație negativă, nu așa cum a fost el vehiculat în epocă. După aceea aș vrea să ne spui dacă și tu ai avut probleme, pornind de la faptul că tatăl tău a fost avocat. Deci nu era, nu făcea parte din clasa muncitoare. Da. Sigur că da. Pentru prima observație a fost o mare nenorocire la majoritatea populației, fiindcă majoritatea populației în anii de început ai regimului, așa zis, de democrație populară, era la țară, nu? Aveam populație urbană în jur de 30%. Atunci, cei care, în mod normal, chiar după criteriile comuniste, erau țărani mișlocași, au fost făcuți chiaburi, iar cei care fuseseră împroprietăriți, inclusiv în 1945, abia căpătaseră o palmă de pământ și aveau câteva hectare, au fost introduși în grupa mișlocașilor. Ceea ce a făcut ca tocmai fruntașii satelor, deci oamenii care nu exploatau munca altora și ei și cu familie lor fuseseră gospodari și își realizaseră un standard social-economic nițel mai ridicat decât ceilalți, au fost vizați prin aceste etichetări pentru a nu fi exemple că se poate și altfel, și în condițiile în care o serie de sărași care nu ajunseseră acolo din destine nefericite, din oprimarea reală, în destule cazuri a exploatatorilor, ci prin faptul că erau nemernicii societății, bețivi, oameni cu probleme, cu tendințe criminale, care făcuseră pușcărie de drept comun, s-au bătut cu pumnul în piept că au fost persecutați de regimul vechi, au aderat la noua politică, au fost făcuți președinți de CAP, prim secretar, și au promovat în societate în dauna celor care meritau să promoveze prin calitățile lor. Deci etichetele acestea economice, politice din regimul comunist au fost născătoare de tragedii. Fiindcă ai amintit și de o situație care a fost neplăcută pentru familia mea, în condițiile în care tatăl era al 9-lea copil al unei văduve de război.
Deci, orfan de mic, nu și-a cunoscut tatăl și bunica cu mare dificultate și-a crescut copiii să-i dea la școli, să-și mărite fetele și să ajungă băieții la un statut social pe care și-l doreau. Când a început avocatura, tatăl meu avea un birou, un scaun și un dulap. A avut o firmă de liber profesionist probabil un an sau doi, după care acestea au fost interzise. Deci cabinetele particulare așa, s-a făcut un fel de colhoz, deci AP al avocaților, se numea Birou Colectiv de Asistență Juridică, unde regula era de-a dreptul comunistă, era acea lozincă de la fiecare după posibilități, fiecăruia după nevoi. Ori nu toți membrii biroului depuneau aceeași muncă, dar banii se împărțeau după criterii egalitariste, care evident că numai bine nu făceau. Iar multă vreme descendenții juriștilor aceștia văzuți cu ochii răi, motivul pentru care fusese răvăzut cu ochii răi. Pe de o parte, liber profesioniștii reprezentau o categorie care era greu de să fie compatibilă cu criteriile comuniste. Pe de altă parte, avocații, în special juriștii, fuseseră majoritatea înscriși în partidele istorice, unii fuseseră chiar personalități politice ale vechiului regim, și atunci ideea aceasta se pusese o etichetă sau un semn de egalitate între membru al unui partid reacționar și respectiv meseria de avocat. Este una din multele consecințe nefaste ale utilizării unor etichete. Etichetele înseamnă reglementări. Pe caietele școlarilor se pun etichete ca să știm că acesta este cel pentru teme la literatura română, celălalt este maculatorul de matematică și așa mai departe. Deci ele, în principiu, pot fi necesare sau pot fi la baza ideii de a ordona, de a clasifica, dar pe de altă parte fetișizarea lor, lipirea lor pentru totdeauna fără a se face, sau cum ai spus foarte bine la început, generalizarea pripită, fără a se face nuanțări, devine o povară și un obstacol pentru înțelegerea personalității cuiva. Aș vrea să aduc în discuție, fiindcă spuneai tu că foarte greu mai scap de o etichetă, un caz cu totul ieșit din comun este cel al unui filosof grec care a trăit în secolul 4 înainte de Hristos, care chiar și-a făcut o școală filosofică numită Grădina, undeva la marginea Atenei, nu făcea parte din aristocrația ateniană, este vorba despre Epicur, un filosof care propovăduia hedonismul, dar de la hedone, care înseamnă plăcere, dar în concepția lui fericirea însemna absența durerii. Nu este de mirare că l-a mizat pe acest înțeles al hedonismului, el fiind un tip slăbănog, bolnav, care stătea mai mult în pat și așa mai departe. De, Epicur a fost etichetat atunci, încă din timpul vieții, a fost etichetat drept un destrăbălat. Această etichetă i-a rămas până în ziua de astăzi, deci 2400 de ani. Deci
nu mai reușește nimeni să dezlipească această etichetă care nu corespunde deloc faptelor, nu corespunde deloc realității. Dincolo de faptul că hedoniștii în general nu sunt niște destrăbălați, sunt niște tipi care practică plăcerile cu mult descernământ, nu în doze farmaceutice aproape, care nu comit excese, etc., etc. Deci nici la ora actuală Epicur nu a scăpat de, se spune, nu ești un porc din turma lui Epicur, un destrăbălat, nu? Porci fiind, având și constituția fizică, nu precară, în sensul că ei nu pot niciodată, de pildă, să privească cerul, nu? Sigur, etichetele de genul acesta le întâlnim la fiecare pas, nu numai în cazul unor oameni celebri. Cred că profit că suntem între bărbați și aș da de gândit celor care din reacții sexiste, misogine sau de altă natură, în urma unor eșecuri în viața lor amoroasă, au tendința să eticheteze sexul opus până la a merge la cuvinte pe care nu doresc să le reproduc în fața telespectatorilor, dar pe care toată lumea le știe, până la a merge de a acuza orice femeie că este ușuratică prin însuși faptul că este aparținătoare acelui sex. Este extrem de nociv și, sigur, neelegant și mitocănesc, dar se practică toată ziua lucrul acesta de a pune etichete unor doamne și domnișoare pentru simple gesturi de cochetărie, pentru inclusiv pentru o eventuală greșeală făcută în relațiile lor. Asta nu înseamnă că sunt femei de moravuri ușoare și nu merită un asemenea blam. Epicur, printre altele, a fost etichetat drept de străbălat și datorită faptului că în școala lui aveau acces și femeile. Femeile erau pe picior de egalitate cu bărbații. O chestie incredibilă la vremea aceea. La vremea respectivă a fost suspectat nu de reală democrație, ci de moraburi ușoare. Sigur, există și etichete care au fost puse unor personalități pentru greșeli reale din viața lor, pentru atitudini care au încălcat norme morale sau care au fost pedepsite de istorie la un moment dat, dar care au reprezentat o frântură din viața respectivilor și de multe ori nu le-au influențat opera. Poate numai o clipă, aș da eu un exemplu, poate la asta vrei să te referi, să vedem dacă am intuit. Prin 90 ceva de pildă am participat la un meeting și apoi ne-am și deplasat, cred că la tribunalul municipiului București, la un meeting al țărăniștilor. Eram vreo 2-3 mii de țărăniști, marșăluiam pe stradă normal, iar mai mulți bucureșteni ne etichetau drept legionari, legionarilor. Da, a fost o manevră a adversarilor politici la acea dată, care au vrut să scoată în evidență și să acopere de oprobiu noul partid țărănesc pentru faptul că spre sfârșitul carierei politice în 1937 președintele Partidului Național Țărănesc, marele om politic Iuliu Maniu, dornic să răstoarne regimul lui Carol al II-lea, care manipulase până atunci guvernul liberal al lui Gheorghe Tătărescu, a făcut greșeala pedepsită de istorie de a se alia cu Garda de Fier, cu
Partidul Legionarilor. Este un lucru care nu-l scoate pe Maniu din istorie, care a avut multe alte realizări pentru care merită recunoștința românilor, și trebuie spus că în momentul acela, în 1937, Partidul Național Țărănesc se situa la stânga eșichierului politic legal. Deci era partidul care avea în programul lui și cele mai multe prevederi de stânga dintre toate partidele existente atunci. Sigur că lumea nu a cunoscut aceste adevăruri istorice, s-a profitat de faptul că la nivelul manualelor de liceu sau a posibilităților de informare a oamenilor obișnuiți după o jumătate de secol de la dispariția partidului nu se mai știa prea mult. Și atunci s-a pus această etichetă. A mai fost încă o etichetă extrem de dură și care a ținut, referitoare la Corneliu Coposu și la alții fruntași țărăniști. Nu a fost etichetați drept niște tipi care au trăit bine mersi în Occident, care n-au mâncat salam cu soia, cum spunea domnul Ion Iliescu. Lumea a crezut, iar săracul domnul Corneliu Coposu fusese în închisoare și nu 18 ani, nu mai țin minte exact câți ani. S-a pornit ca întotdeauna și de la un moment real sau de la un caz real. Este faptul că o serie de români din emigrație după 90 s-au întors în țară. Sigur că fiindcă tot am vorbit de Partidul Național Țărănesc, Ion Rațiu era un caz de om cu carieră strălucită în Apus, deci care într-adevăr nu mâncase acolo salam cu soia, dar nu toți românii care fuseseră în străinătate fuseseră scutiți. Mulți au dus-o foarte rău, fiindcă nu s-au bucurat de ajutoare bănești sau de o anumită situație. Și profitând de la cele două, trei cazuri de oameni care reveniseră în politica națională din străinătate, au fost blamați tocmai cei care suferiseră ca niște mucenici în închisori și care o duseseră mult mai prost decât cei care mâncaseră salam cu soia, care mâncaseră măcar ceva. Lucrurile acestea aparțin tocmai tehnicilor de manipulare și au rezultate în societățile insuficient educate, nepregătite într-un anume domeniu, în cazul nostru în domeniul politic, electoral și așa mai departe. Că tot am vorbit despre legionari, la ora actuală există o campanie așa dezlănțuită, de pildă în Occident, împotriva lui Eliade, datorită faptului că Eliade a aderat la un moment dat la mișcarea legionară, dar nu numai el, nu? Da, este un exemplu clasic de etichetă care pentru cei care nu cunosc personalitatea respectivă poate avea consecințe dramatice, iar pentru cei răuvoitori care vor să minimalizeze nu atât pe scriitorul sau pe istoricul religiilor Eliade, cât cultura română, intelectualii epocii respective, avem și asemenea dușmani, asemenea adversari cu anumite interese care vor să speculeze sau să sărezi bune sau lucruri oribile, să te răzbun pe morți. În realitate, sigur că
și Eliade și mulți alți intelectuali tineri din epoca interbelică au fost apropiați unor curente de dreapta, nu Musai Legionarilor, în cazul lui însă a făcut și această colaborare cu Cămășile Verzi, pentru o scurtă perioadă și-a dat seama la un moment dat care sunt limitele și către ce se îndreaptă mișcarea respectivă, s-au prăbușit iluziile că acești membri ai Gărzii de Fier pot fi purtătorii naționalismului curat. Mulți studenți au aderat la regionalism, mulți preoți și învățători de țară, intelectualitatea satelor care era nemulțumită de corupția, de politicianismul partidelor istorice, și a fost un miraj. Mirajul ăsta i-a atins pe o serie de tineri de perspectivă, dacă ne gândim la Constantin Noica, la Emil Cioran, și pentru cei care nu cunosc adevărul de istorice și realitatea de atunci, ar trebui să precizez că acești filozofi, scriitori cu concepții de dreapta și care la un moment dat au simpatizat sau chiar au intrat în mișcarea legionară, erau prieteni cu scriitori și intelectuali evrei, cu scriitori și intelectuali care erau membri chiar ai Partidului Comunist din Ilegalitate sau ai altor partide, se întâlneau la o serie de cercuri de dezbateri civilizate. Nu toți cei care au trecut prin mișcarea legionară au fost criminali. Este foarte trist că o asemenea orientare a ajuns pe o linie fascistă, evident, la o serie de crime abominabile, dar așa cum nu toți membrii Partidului Comunist pot fi acuzați de dezastru pe care l-au făcut sau de crimele pe care le-au făcut conducătorii respectivi, încercând cu deasila să construiască o societate utopică, nici ăștelați nu pot fi acuzați în bloc. Totuși, partidul acesta, care nu era totalmente fascist, adică aș spune era mai puțin fascist decât, evident, decât modelul lor din Italia sau din Germania, a obținut 15% din voturile din 1937. După cum toată lumea știe că Hitler a venit la putere în Germania pe cale democratică. Deci acolo nu numai bandele de descreierați îmbrăcați în cămăși brune au fost vinovate, ci o mulțime de persoane din lumea bună a Germaniei care au sprijinit direct sau indirect ascensiunea nebunului la putere. De asemenea, în fascismul italian sunt lucruri oribile ale cămășilor negre, dar sunt și realizări cu care au reușit să atragă masele nemulțumite. Ai amintit, Adinauri, ai purtat cuvântul evrei, nu? Exista un fel de banc, să zicem, fiindcă trebuie spus, nu? Că există antisemitism, nu? A existat antisemitism. Ce este un jidan, se spunea, un evreu ieșit pe ușă, nu? Cum a plecat, imediat l-ai făcut jidan, cum a ieșit.
De unde totuși acest antisemitism? De cum se explică? De... Antisemitismul... De ce? E invidie? Este... Este bazat parțial pe considerente religioase. Există tendința unor creștini fanatici să acuze în bloc pe membrii acestui popor năpăstuit pentru crima originară, cea legată de răstignirea Mântuitorului. Există o solidaritate demnă de admirație la poporul evreu, care le-a permis de multe ori membrilor cu anume calități, cu anume talente. Știe toată lumea că există o înclinație către negustorie. Și aici îți trebuie talent. Nu oricine degeaba are bani dacă nu are și abilitatea de a investi și de a înmulți. Ei bine, această solidaritate i-a ajutat să sporească câștigurile și au devenit o țintă având bani. În țara noastră, emigrând din Imperiul Austro-Ungar sau din Imperiul Otoman sau chiar din Imperiul Rus, unde periodic autoritățile au dus politici de represiuni împotriva evreilor care nu aveau cetățenia țărilor respective, au găsit condiții în principatele române pentru a prospera. Și unii dintre ei, evident, nu toți, că și eticheta aceasta a originii etnice este o nebunie. Nu există popoare bune și popoare rele și nu toți membrii unei comunități sunt la fel ca atare. Rasismul, încercarea de a pedepsi o rasă în numele nu știu cărei politici, a dus la lucrurile îngrozitoare de la Auschwitz sau de în altă parte, nu? În cazul nostru, în România, au existat manifestări antisemite în momentul în care o anumită parte din burghezia evrească a acumulat moșii în Moldova și adevărul este că începutul răscoalelor de la 1907 a avut caracter antisemit. Adică acolo unde a izbucnit prima dată, trusturile rândășești ale fraților Fischer au produs, au grăbit răscoala. Societatea era tulburată din motive de întârzierea unor reforme care să o aducă pe un curs mai bun și excesele, întâmplarea a făcut ca acești noi îmbogățiți să fie evrei. Și atunci ei au devenit ținta. Au existat invidii, concurențe în anumite meserii unde evreii au căpătat o pondere mai mare decât băștinașii, deci nu proporțională cu numărul lor în societate.
parțial pe meritele reale ale celor în cauză, parțial pe această solidaritate care a făcut să ocupe locurile, ca să zicem așa. Deci, sau atunci când exista un loc liber în rețeaua, am zis astăzi mass media, în trecut era exclusiv presa, da? Dar presa și mai târziu și alte mijloace audiovizuale au fost pline de specialiști, de lucrători cu bună calificare și cu bune calități, dar care s-au și ajutat unul pe altul să ocupe locurile libere. Altă etichetă frecvent folosită, deși s-au făcut progrese în ceea ce privește discriminarea țiganilor, s-au făcut progrese într-adevăr, deci nu mai sunt atât de discriminați, dar totuși în viața cotidiană nu, foarte mulți români produc în continuare discriminări. În familie se spune copilul, stai cu minte că te fură, dacă nu ești cu minte te fură țiganii, deci încă de mic îi se inoculează copilul o anumită atitudine față de țigani. În continuare se spune, nu, țiganii sunt hoți, te-ai necat, eu știu, ca țiganul la mal și alte asemenea etichete care nu fac bine absolut deloc. Deși, repet, s-au făcut progrese în ceea ce privește stoparea discriminării și mai sunt multe de făcut, în schimb, în ceea ce privește integrarea romilor, mai ales că în continuare romii sunt marginalizați fizic, nu? Peste tot romii locuiesc la marginea satelor, la marginea orașelor. Mi-amintesc cu câțiva ani în urmă romii, unii romi începuseră să cumpere case prin centrul Timișoara, a fost mare scandal, ce caută romii acolo. La Baia Mare mi se pare că s-a făcut și un zid de despărțire între comunitatea romă și restul locuitorilor Băi Mare. Există grave neînțelegeri de ambele părți. Prima problemă este de natură istorică, deci ceea ce deja a devenit proverb, ceea ce ne arată că de sute de ani s-au pus niște etichete, face ca eventualele progrese de desfințare a acestor etichete să fie posibile prin conlucrarea atât a celor etichetați, cât și a structurilor statului care are interesul să nu mai existe discriminări. Deci, atât comunitatea majoritară, cât și aici se pune iarăși o problemă care diferențiază față de alte minorități etnice. Români, romi, țigani, ei la recensământ se pot declara conform legii ce doresc. Nu există ca în cadrul altor populații o etnie unitară. Și există mari deosebiri între grupe de romi. Tragedia este că nu avem la nivel național un institut de cercetări în această problemă. Se bâșbâie, se știe câte ceva după ureche, nu pot fi comparați, ca să ne referim la orașul nostru, spoitorii cu alte ramuri ale romilor. Unii au averi, alții nu au ce da de mâncare copiilor. Există discrepanțe nu numai în planul acesta social-economic și al unor obiceiuri care țin de tradiții ale grupurilor respective. Au existat țigani ursari, nu mai merge nimeni cu ursul. Au existat țigani fulgari, nu mai strânge nimeni pene
Prin urmare, categoriile respective au trebuit să-și caute o altă ocupație. Dacă nu au găsit o ocupație legală și suficient de bănoasă ca să-și poată întreține familiile, ușor cad în infracționalitate, unde banul poate fi adunat ușor, nu? Deci, iată că gradul acesta mai mare de criminalitate în rândurile lor are explicații social-economice. Și statul ar trebui să intervină diferențiat. S-a făcut câte ceva în direcția integrării românilor, dar s-a făcut încă prea, prea puțin. S-a făcut prea puțin, fiindcă se face după ureche. Apropo, după ureche, știm că a existat și mai există o categorie de țigani lăutari. Nu ne referim la faptul că în etnia respectivă, ca și în alte etnii cu calități muzicale mai mari la nivel de masă decât, deci sigur că nu toată lumea are aceste calități, dar evident sunt mai mulți în rândul lor. Unii genial, cum a fost marele violonist Ion Voicu. Da, da, chiar așa. Poate ar trebui adăugat acolo în istoria românilor și niște originali, capitole, mai puțin niște capitole avem și noi despre contribuția romilor la cultura românească. Avem și noi în județ sate unde au existat aceste grupe de din nefericire nici pe astea n-am știut să le. Deci, iată niște romi talentați, da? N-am știut să le folosim. Și, dincolo de destinele individuale, s-au descurcat cum au putut, nu au mai putut să transmită în stil tradițional lăutarii bătrâni către cei tineri. Iar copiii lor nu mai doresc, în mare majoritate, deci, la Frătești e pe cale de dispariție, acolo a existat un centru. Mai există la Clejan, dar și acolo nu mai este ce a fost. În alte zone trăiesc rudarii care au un comportament asemănător, dar nu sunt romi. Deci lucrurile stau mai complicat. Romii care au fost nomazi, mai sunt eventuale rămășițe pe aici pe acolo, sunt una, și cei care sunt sedentarizați și au ajuns chiar să lucreze pământul sunt alta. Sunt cei care au făcut anumite meserii tradiționale care iar sunt pe cale de dispariție. Unde sunt fierarii de altă dată? Unde sunt potcovarii? Unde sunt... Deci nimeni nu s-a gândit să înlocuiască, să le ofere niște șanse, niște burse la școli profesionale și așa mai departe. Lucrurile astea cu... mie nu-mi sună bine, nu mi se pare, în numele corectitudinii politice, să dăm, dumneavoastră sunteți profesor, să dăm niște locuri pentru romi. Eu sunt de acord cu asta și am să și motivez foarte pe scurt. Romii, într-adevăr, au nevoie de modele din rândul romilor. Copilul să vadă că se poate și altfel, nu să perpetueze ceea ce a făcut bunicul, străbunicul, tatăl și așa mai departe. Au nevoie de modele. Din acest punct de vedere, chestiunea asta cred că e binevenită. Dar hai să ne referim puțin la o altă etichetă, să zicem, în conștiința publică, de pildă, să zicem, în conștiința publicului semi-informat, Dunărea este etichetată drept graniță. Este etichetată ca ceva care despart. Da. Iată o altă categorisire care, în lipsa unor explicații, unei popularizări a ceea ce înseamnă de fapt și ceea ce personal chiar mă enervează la ora asta. Nu numai că, istoric fiind, știu că în toate epocile, indiferent dacă a avut sau nu statut oficial de graniță, ea nu
a despărțit și civilizațiile de pe ambele maluri au fost identice. În cea mai frumoasă perioadă preistorică, civilizația Gumelnița, neoliticul de acum 6.000 de ani, are manifestări excepționale și în stânga fluviului, adică pe pământul României de astăzi, și în dreapta fluviului, adică pe pământul Bulgariei de astăzi. Celebrii traci care au fost categorisiți de părintele istoriei cel mai important popor după indieni prin număr și erau și la sud de Dunăre și la nord de Dunăre. Mai târziu a existat și un așa zis Imperiu Romano-Bulgar al condus de frația San. Au existat relații de rudenie între țarii bulgari și voievozii țării românești. Renașterea bulgară în secolul XIX a plecat de pe pământ românesc. Eliberarea lor, armata română la 7-7 a contribuit la aceasta. Deci relațiile au existat și momente conflictuale de-a lungul istoriei, dar nu acelea sunt dominante. Iar acum, când suntem ambele țări în Uniunea Europeană și ne confruntăm ambele țări cu o sumedenie de probleme similare, faptul că se trece mai greu podul între Giurgiu și Rusia decât pe vremea lui Neanicu este o dovadă de imensă prostie. Eu personal am scris Ministerului Transporturilor scrisoare deschisă, care a fost comentată și în presa giurgiuveană, dar nu am primit un răspuns demn de niște oameni cu carte. Cert este că perpetuarea acestei situații de a considera ca o barieră Dunărea este în defavoarea ambelor popoare. Dunărea udă pământul românesc pe o suprafață de aproximativ 1000 de kilometri, nu are o lungime cam de 2600 de kilometri. Sunt două poduri peste Dunăre, pe teritoriul României. În Budapesta, într-un oraș, sunt 8. Da. Desigur, vei spune poate că acolo Dunărea e mai îngustă, dar totuși e prea mare. Nu e vorba numai de asta, este vorba de și la noi sunt mai multe poduri peste Dunăre, adică avem cele două poduri care leagă Te referi la partea interioară. În interior leagă Dobrogea. Da, da, nu la asta mă referim. Da. Muntenia. Avem acest pod de la Giurgiu și avem barajele de la Porțile de Fier. Numai că de curând s-a deschis și al doilea pod cu Bulgarii la Calafabidin, numai că pe 1000 de kilometri sunt extrem de puține. La gradul de dezvoltare a căilor de comunicații, ritmul de realizare a unor asemenea poduri trebuia să fie mai mare. Paradoxal este că presupunând că s-a renunțat la democrație și ar veni dictator Vlad Țepeș, Atila, și iar biciui pe toți ministeriabilii români, iar biciui degeaba, fiindcă la ora asta noi nu suntem în stare să reparăm podul de la Grădește, dar aminte să facem pod peste Dar și podul Prieteniei este în reparație, nu? Așa zis, reparația podului Prieteniei este o altă rușine națională, dar n-aș vrea să transformăm emisiunea asta numai în băitături. Da, la o altă etichetă, o să mă refer acum, de foarte multe ori, nu la știri, mai ales la programe de știri ale televiziunilor, se spune o bătrână în vârstă de 57 de ani a fost jefuită. Este etichetată drept bătrână, femeia respectivă.
Eticheta de bătrân care probabil că s-a și întâmplat în cazul nostru, în condițiile în care am albit poate mai devreme, este o etichetă rușinoasă în societatea românească, care nu prea mai știe să-și respecte bătrânii. Fiindcă are o nuanță peorativă. Bătrânii sunt gândiți de foarte mult în semenii noștri de astăzi ca fiind nefolositori. Chiar unii oameni politici, văitându-se că sistemul de pensii este în colaps și că economia noastră nu-l susține, arată cu degetul ca și cum bătrânii ar fi vinovați pentru această situație. Modul în care sunt tratați bătrânii de membrii propriilor familii s-a schimbat. În familia tradițională existau niște reguli clare și cei care le încălcau își atrăgeau oprobiul comunității. Societatea nu tolera atitudini de nerespectare a bătrânilor. În anumite epoci nici nu era de închipuit așa ceva. Astăzi vedem bajocorirea bătrânilor, vedem un dezinteres din partea descendenților acestora, cu atât mai mult din partea străinilor, la ce să te aștepți. Deci eticheta de bătrân are niște conotații în societatea românească contemporană care ar trebui să ne facă pe toți să privim în oglindă și să ne gândim dacă facem ceva pentru ca lucrurile astea să se schimbe. În țările civilizate, bătrânii în condițiile în care nu au venituri extraordinare sau nu își pot permite să bucură de asistență socială la un alt nivel decât la noi, avem o mulțime de tineri și de tinere din România care au emigrat în Italia, în Spania, în Germania, și se ocupă cu îngrijirea bătrânilor. Și nu numai că au salarii bune și că au condiții, dar au și bani de trimis acasă. Deci în alte societăți lucrurile stau puțin diferit și din acest punct de vedere cred că avem multe de făcut. Livius Ciocârlie, un critic literar important al României, spunea că bătrânețea nu ține cont de fapt de vârstă. La ora actuală am putea eticheta drept bătrâni în sensul de plin de prejudecăți foarte mulți tineri, cărora le lipsește curiozitatea, nu mai au capacitatea de a se mira, nu sunt un fel de virgule, aplatizați și așa mai departe. Mă refer chiar aici și la elevii de liceu. Livius Ciocârlie mai considera el că ar exista mai multe etape ale bătrâneții, ar fi prima etapă, cea în care ieși la pensie și continui să faci cu o plăcere deosebită ceea ce ai făcut până atunci, mă rog, și pe urmă urmează și alte etape. Tu ai ieșit la pensie. Este valorificată experiența ta? Cultura ta este valorificată de către Muzeul Județean? Din păcate nu și n-aș vrea să fac pledoarie pro domo, din păcate lucrul ăsta este mai larg răspândit și în alte orașe ale țării specialiștii aflați încă în condiție fizică bună care ar trebui exploatați de societate sunt marginalizați, nu musai, că și asta a fost o falsă problemă, cum că
tinerii, de asta există șomeri, că tinerii nu au locuri de muncă, fiindcă s-au prosăpit niște bătrâni și mai avem un minut, să știi, și le mențin, am înțeles. Deci închei cu ideea că este o problemă de a continua să utilizezi ceea ce au acumulat într-o viață de om, mai ales că există specialități unde experiența este capitală. Sigur că există și zone unde progresele tehnologice pot face ca un om mai în vârstă să fie depășit de ritmul dezvoltării ramurii acelea, dar în atâtea alte locuri bătrânii sunt de folos. Bătrânii sunt de folos numai dacă ne gândim la bunicilul de la Vrancea, sunt de folos în familie. Este o nebunie în momentul de față că de multe ori ei nu mai ajută la creșterea nepoților. Mulțumesc, Emil Păunescu, a fost Emil Păunescu. Îți mulțumesc încă o dată, ne revedem vinerea viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.